Sărădenii care doresc să practice acest sport, Nordic Walking-ul, pot fi instruiți în cadrul unor cursuri care au loc zilnic în această perioadă, între orele 16-18, în parcul IC Brătianu din municipiul Oradea. Nordic Walking-ul sau mersul nordicilor este o activitate sportivă în aer liber, care poate fi practicată în orice anotimp, contribuind la un stil de viață sănătos și activ. Este o tehnică de mers sau alergat care implică folosirea unor bețe speciale din aluminiu sau carbon, asemănătoare celor de schi. Acestea sunt adaptabile pentru terenul pe care se desfășoară activitatea: asfalt, iarbă, nisip, zăpadă. Nordic Walking-ul este preluat din antrenamentul schiorilor finlandezi, care optează pentru continuitatea antrenamentelor și în cursul verii. Acest sport a apărut în anul 1930 în Finlanda, dar Federația Internațională de Nordic Walking a fost înființată abia în anul 2000. În România se practică din 2010. În Oradea, Nordic Walking-ul a fost lansat la finele lunii septembrie cu ocazia crossului Aleargă pentru inima ta, unde a fost practicat de un grup de concurenți. Tehnica Nordic Walking-ului constă în împingerea braț-picior opus în mod alternativ, poziția corpului fiind cea naturală. Mișcarea brațelor se execută din umăr, aproape de corp, cu mișcări rectilinii în față și în spate. Lungimea pasului e moderată, talpa piciorului luând contact cu solul, mai întâi cu călcâiul. Nordic Walking-ul este recomandat pentru cei care vor să se obișnuiască cu efortul fizic, care vor să slăbească sau să combată stresul. Comparativ cu mersul tradițional, Nordic Walking-ul are o eficacitate sporită datorită bețelor, care antrenează mușchii din partea superioară a corpului.